Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Georgiana. Videoclipul de astăzi este ceva de genul Project Pen. Vreau să fac acest videoclip de foarte multă vreme, cred că de prin septembrie, dar nu am reușit să-l filmez. De fapt, abia prin octombrie, pe la jumătatea lunii, am reușit să strâng produsele pe care vreau să le includ în Project Pen și abia acum filmez videoclipul. Am avut alte chestii de făcut, ați văzut exact ce videoclipuri am avut în septembrie și octombrie și abia acum a venit rândul acestui videoclip. Am strâns deja în acest porfard o groază și o groază de produse pe care vreau să le folosesc, vreau să le termin măcar până la sfârșitul anului, să termin câteva dintre produsele pe care le am aici. Project Pen, știu că înseamnă ceva de genul să ajung măcar la tăviță. O parte dintre ele sunt deja consumate până la tăviță, dar mai este destul de mult produs. Ideea este că aș cam vrea să termin câteva dintre produsele pe care le am aici, să vedem ce-mi iese. Și în același timp aș vrea să-mi propun că în această perioadă, noiembrie și decembrie, să nu mai îmi cumpăr prea multe produse de make-up, nu știu, să încerc să o las mai ușor cu cumpărăturile în acest sens. Asta pentru că chiar vreau să termin aceste produse și eu dacă îmi cumpăr ceva nou, o să fac un haul, o să vi le arăt, o să le folosesc și le las baltă pe cele din proiect. Așa că să vedem ce-mi iese, ne vedem la sfârșitul lunii decembrie și vedem care e rezultatul. Da, vedeți că nu sunt machiată, asta pentru că vreau să vă arăt produsele și să mă și machiez cu ele, să le vedeți în acțiune. Pe parte vi le-am mai arătat prin videoclipuri, o parte sunt chiar produse pe care mi le-am recumpărat și o să mi le recumpăr. Cam așa arată interiorul porfardului, sunt foarte multe produse aici. Nu am niciun primer, asta pentru că nu am vreun produs de genul acesta pe care să vreau să-l termin neapărat. Cele pe care le am sunt ok, sunt în termen, sunt folosite, sunt începute de fapt anul acesta și le folosesc aproape în fiecare zi, așa că nu am inclus niciun primer în acest videoclip, în Project Pen, dar am 3 fonduri de ten. L-am pe acesta de la Shiseido, Sheer Perfect Foundation, este un fond de ten pe care mi l-am cumpărat anul trecut. Este valabil 24 de luni de la deschidere, este un produs care, sinceră să fiu, nu prea îmi place, per total pot să spun că nu îmi place. Vara nu mă înțeleg deloc bine cu acest produs, iarna să zic că funcționează mai bine pentru mine fondul acesta de ten. Este foarte, foarte sheer, după cum îi spune și numele, nu are putere foarte mare de acoperire, dar nu mă deranjează chestia aceasta, în general nu prea am ce să acopăr pe ten și mă înțeleg bine și cu astfel de produse, dar nu a funcționat pentru mine, nu îmi place cum arată pe față, nu îmi place cum rezistă. Și ce mă deranjează cel mai mult la acest fond de ten este faptul că are alcool și se simte foarte, foarte tare alcoolul. Cu cât am mai puțin produs în sticluță, cu cât am folosit mai mult fond de ten, cu atât parcă se simte mai tare alcoolul și chiar mă deranjează foarte mult. Și un alt fond de ten pe care trebuie să-l termin, de fapt este aproape folosit, nu mai am foarte mult produs aici, este acesta de la Rimmel London, Wake Me Up. Este unul dintre fondurile mele de ten preferate din categoria supermarket. Cred că sunt la a patra sau la a cincea sticluță, nu mai știu, am pierdut numărul, dar nu exagerez cu nimic, îmi place foarte mult produsul. Am de gând să mi-l recumpăr cu siguranță după ce îl termin pe acesta și ce mai am pe aici. Cu siguranță o să mi-l recumpăr. Este un produs care îmi place, funcționează chiar și pentru tenul meu mixt. Acest fond de ten este cu un finish luminos, conține ceva particule care au proprietatea de a reflecta lumina, astfel încât tenul să arate sănătos, să arate odihnit, luminos. Și în mod normal mă feresc de astfel de produse, asta pentru că zona ten mi se îngrașă destul de mult și nu arată foarte, foarte ok. Dar produsul acesta îmi place, fixat cu puțină pudră, chiar stă la locul său, nu se separă pe față, se așează foarte frumos în zona porilor dilatați, ceea ce este mare lucru pentru un astfel de fond de ten, în cazul meu, da, la tipul meu de ten. Îmi place produsul, vi-l recomand din toată inima. Dacă aveți un ten normal, uscat, deshidratat, o să vă placă cu atât mai mult, pentru că arată foarte frumos pe față, este ușor de purtat, ușor de întins, îl puteți întinde cu mâinile foarte, foarte repede. Am numai cuvinte de laudă la adresa acestui produs. Îmi place și ambalajul, este din sticlă, vine cu pompiță, deci ambalajul este mult mai bun decât la multe alte fonduri de ten care sunt mult mai scumpe decât acesta. Îmi place produsul. Are 30 de ml, standard pentru orice fond de ten și este valabil 2 ani de la deschidere. Și un alt fond de ten pe care poate o să-l folosesc acum, încă nu m-am hotărât, este acesta de la Too Faced Born This Way. Este un fond de ten care într-adevăr îmi place. Am făcut un review anul trecut. M-am înțeles foarte bine cu acest fond de ten, chiar și în perioada caldă. Nu știu cât produs mai este aici, l-am tot folosit și încă nu-mi dau seama cât mai am, dar mai este ceva produs. Vreau să-l termin, este valabil acest fond de ten un an de la deschidere, deja a trecut un an de când l-am desfăcut, dar nu am desfăcut efectiv sticluța și este cu pompiță, nu a intrat aerul în el, presupun.
Da, îmi place și acesta, este ok, repet, am făcut review, așa că nu mai intru în detalii. Am și un corector, un singur corector pe care vreau să-l termin neapărat, este de la Too Faced Born This Way, din aceeași gamă cu fondul de ten. Corectorul acesta îmi place, dar are un ambalaj groaznic și noroc că am păstrat cartonul, pentru că uitați cum s-a făcut. Este pătat, se varsă, nu știu care e treaba cu el. Nu știu dacă este doar problema mea cu produsul meu sau dacă toate sunt la fel, dar ideea este că ambalajul e defectuos, nu-mi place chestia asta. Și haideți să trec și la corector, o să aplic puțin pe sub ochi. Nu mai am foarte mult, oricum este aproape terminat. Corectorul acesta este mai deschis decât, deci este pentru a ilumina pielea de sub ochi. Am și două pudre pe care vreau să le folosesc. De fapt, una dintre ele este aproape terminată. Este vorba despre aceasta de la Milani. După cum puteți observa, am ajuns la tăvițe de foarte multă vreme și mai am puțin produs pe margine. Este pudra, se numește The Multitasker Face Powder. Este pentru a fixa, pentru a finisa și pentru a corecta machiajul. Este o pudră pe care mi-am cumpărat-o anul trecut de Black Friday de pe site-ul The Makeup Shop. Este o pudră ce mi-a plăcut, îmi place, dar nu mi-aș recumpăra-o din simplu motiv că trebuie să fac comandă pe site și să fac comandă doar pentru o pudră nu prea îmi convine și foarte multe produse care se găseau pe Makeup Shop se găsesc acum și în magazine, așa că nu prea mai văd sensul la a face o comandă pe acel site. Dar dacă vreți să vă cumpărați, pudra este ok. Eu am în nuanța numărul 02, light medium, este cam închisă pentru mine, dar în fine. Și o altă pudră pe care aș vrea să o termin, dar nu cred că se va întâmpla chestia asta, este această pudră de la Sleek, Professional Finishing Powder. Este o pudră care nu e potrivită pentru tipul meu de ten. Această pudră conține foarte, foarte multe particule sclipicioase. Este o pudră liberă pentru finisarea machiajului. Am încercat să o folosesc în diverse combinații cu diverse alte pudre, dar nici așa nu mi-a plăcut. În momentul în care mi-am cumpărat-o, m-am uitat pe site și părea potrivită și pentru un ten mixt. Dar nu este potrivită, cel puțin nu pentru mine. Mi se pare că îmi scoate în evidență toate imperfecțiunile, tot relieful de pe ten. Așa îmi place pentru că este foarte, foarte fină și este insesizabilă pe ten, dacă nu ar avea acele particule sclipicioase, luminoase. Nu îmi place produsul, cu siguranță nu e ceva ce să vă pot recomanda dacă aveți un ten mixt, un ten gras. Dacă aveți un alt fel de tip de ten, dacă aveți un ten lipsit de strălucire și vreți un astfel de produs, vreți o astfel de pudră, cu siguranță o să vă placă, dar mie, pentru mine nu este potrivită. Încerc să o mai folosesc, să-i mai dau câteva șanse și dacă nu reușesc să o termin, o să o arunc și asta este. Am și câteva palete pentru conturul feței pe care aș vrea să le termin sau măcar să ajung la tăviță. O am pe aceasta de la Sleek în primul rând, Face Form în nuanța Light. Este o paletă care mi-a plăcut, îmi place în continuare, dar m-am cam săturat de pudrele acestea. Cu toate acestea, la iluminator am ajuns deja la tăviță și mai am puțin și ajung și la pudra pentru contur. Blush-ul este și el ok, dar nu mi se pare super potrivit pentru mine. Este o paletă bună dacă sunteți începătoare și vreți să experimentați cu conturul, cu iluminatorul. Este o paletă ok. Și o altă paletă este aceasta de la Catrice. La aceasta am ajuns la iluminator, la tăviță, dar la pudra pentru contur încă nu am ajuns și nici nu cred că o să se întâmple prea curând chestia asta. Pentru că pudra asta mi se pare mai degrabă potrivită ca bronzer decât ca pudră pentru contur. Asta pentru că este într-o nuanță caldă și nu arată foarte bine ca pudră de contur, deși este o paletă pentru conturul feței. În fine, iluminatorul este foarte, foarte discret, nu este ceva super intens cum ar fi din paleta de la Sleek. Dar cu toate acestea l-am purtat, mi-a plăcut. Îmi place palețica aceasta, dar aș cam vrea să o termin. Și o altă paletă pentru conturul feței pe care vreau să o termin este aceasta de la Too Faced Cocoa Contour. Este cea mai veche dintre toate, dacă mă uit la termen cred că deja a expirat, dar nu mai contează asta. Îmi place paleta foarte mult, mi-am dorit-o foarte tare și după cum puteți observa chiar am folosit-o și am ajuns la tăviță la majoritatea pudrelor. Nu prea am folosit iluminatorul din această paletă pentru că are prin el efectiv sclipit și nu îmi place cum arată pe tenul meu, dar nu știu ce să zic, probabil că o să mai încerc să-l folosesc, dar nu îmi place iluminatorul. În rest, celelalte pudre sunt foarte, foarte frumoase, funcționează foarte bine pentru mine, îmi place paleta și vi-o recomand. Când o să o termin, nu cred că o să mi-o recumpăr, asta pentru că aș vrea să încerc paleta pentru contur de la Kat Von D. Dar când o să vină momentul să-mi cumpăr o paletă pentru conturarea tenului, o să mă gândesc foarte bine înainte ce o să-mi cumpăr. Am și un blush pe care vreau să-l termin sau măcar să ajung la tăviță. Este un blush de la Avon și o să-l folosesc pe acesta astăzi, nu pe cel din paleta de la Sleek.
Cam așa arată el, este un blush mat, este un roz care îmi place destul de mult, arată bine pe ten. Nuanța se numește Classic Aura, nu știu dacă produsul acesta mai este disponibil în catalogul Avon, dar o să-l caut și, repet, vă las în bara cu descrieri lista produselor menționate și link-uri acolo unde găsesc. Îmi place destul de mult acest blush, este unul dintre preferatele mele și deși nu pare mare lucru în tăviță, vă spun că este foarte, foarte pigmentat și trebuie să aveți grijă cât aplicați și să-l întindeți foarte bine. Cam acesta ar fi în mare machiajul feței, mai am să-mi aplic puțin iluminator și să-mi aplic și pudra pe care v-am arătat-o mai devreme de la Sleek. Trebuie să trec la machiajul ochilor, vreau să vă spun că nu am nicio paletă în acest videoclip pe care să vi-o arăt, nu am vreo paletă cu farduri pe care să vreau să o termin neapărat, așa că o să folosesc această paletă de la Sleek, chiar dacă este pentru față, o să o folosesc la ochi. În pliul ochiului o să-mi aplic pudra pentru contur și pe pleoape puțin iluminator, puțin blush, pentru că sunt ușor sidefate și merg destul de bine și la ochi. Gata și cu machiajul ochilor, nimic complicat, nimic ieșit din comun. Trec la sprâncene și am două geluri pentru sprâncene pe care vreau să le termin. Sincer să fiu, le-am de foarte multă vreme și sunt încă uimită de faptul că mai am produs aici. Îl am pe acesta de la L'Oreal, Brow Artist Plumper, și l-am și pe acesta de la Essence, Make Me Brow. Îmi plac amândouă la fel de mult, funcționează foarte bine pentru mine. Știți că eu la capitolul sprâncene nu prea fac mare lucru. Acum o să combin aceste două produse, îl folosesc mai întâi pe cel de la Essence și apoi o să-l folosesc pe cel de la L'Oreal. Și mă întorc la această pudră de la Sleek, este pentru finisarea machiajului, așa că o folosesc la final. Trec și la iluminator, chiar dacă în paletele pentru conturul feței pe care vi le-am arătat am și pudră iluminatoare, vreau să-l termin pe acesta de la The Balm, Mary Luminizer. După cum puteți observa, am ajuns la tăviță, este un produs ce îmi place foarte mult și pe care l-am folosit și îl folosesc în continuare destul de des. Dar așa că am vrea să-l termin pentru că l-am de foarte multă vreme și am o groază de alte pudre iluminatoare pe care vreau să le folosesc. Oricum le folosesc, dar ideea este că sper până la sfârșitul anului să mai termin din produsul acesta. Și mai am să-mi aplic puțin ruj, puțin rimel și cu asta am încheiat videoclipul meu. Am o singură mascara pe care chiar îmi doresc să o folosesc și să o termin. Este de la Rimmel London Volume Shake. Este rimelul acela ce are în interior nu știu ce chestie care amestecă foarte, foarte bine produsul și nu se va îngroșa rimelul nici peste câteva luni de la deschidere. Nu pot să spun că îmi place în mod deosebit produsul acesta, că nu-mi dă foarte, foarte mult volum. Rezultatul este unul mai degrabă natural, ceea ce nu este rău, dar mă așteptam să-mi dea mult mai mult volum. Este singurul pe care vreau să-l termin neapărat, celelalte pe care le-am, oricum le folosesc în fiecare zi și le-am folosit în fiecare zi și o să le termin cât de curând, dar pe acesta până la sfârșitul anului aș cam vrea să-l termin. Și rujurile pe care vreau să le termin sunt acestea de la Sleek, din gama Matt Me. Am două nuanțe, Shabby Chic și Bittersweet. Îmi plac rujurile acestea, rezistă foarte bine. Nuanțele sunt frumoase, formula este bună pentru aceste două nuanțe, pentru că am rujuri de la Sleek în nuanțe mai închise și nu au o formulă super bună. Pe acestea chiar îmi doresc să le termin până la sfârșitul anului. Cred că o să folosesc Bittersweet și dintre acestea două, cred că mai mult am folosit Bittersweet decât Shabby Chic. Acesta este mai spre roze, acesta este mai spre movuliu, ceva de genul acesta. Îmi plac amândouă, dar astăzi o să merg pe Bittersweet. Și cam acesta a fost videoclipul. Vreau să-mi țineți pumnii pentru că, da, chiar vreau să termin produsele acestea sau, dacă nu le termin, măcar să folosesc mai mult din ele. Aș vrea să vi le arăt chiar într-un clip cu Empties, poate prin ianuarie. Chiar îmi doresc să termin măcar fondurile de ten și rujurile. Să vedem ce va fi. Vreau să-mi spuneți în comentarii dacă voi ați început astfel de proiecte, dacă v-ați ținut de ele, dacă au dat rezultate. Vreau să știu dacă dintre produsele pe care eu vi le-am arătat aici voi ați încercat ceva și vouă cum vi s-au părut produsele acestea. Și dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați un like, un share, mă găsiți pe toate rețelele social media cu IDU și KingQuest. Și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, la revedere!